Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Ne propunem să discutăm despre soarta pisciculturii din România, un sector despre care s-a mai vorbit, continuăm să o facem și noi aici la AgroTV, pentru că sunt multe probleme în sectorul piscicol, vorbim despre subvenții, despre lipsa lor, mai bine spus, despre faptul că cei care lucrează în acvacultură o duc din ce în ce mai greu, foarte mult pește venit din afară, concurență neloială, braconaj, lipsa subvențiilor, repet încă o dată, vorbim și despre concesiuni, piața peștelui, bursa peștelui, vorbim și despre ce se va întâmpla cu această bursă a peștelui de la Tulcea odată cu intrarea ei sub Casa de Comerț Agroalimentar Unirea. Sunt multe subiecte incitante, interesante. Vorbim de asemenea despre cormorani. S-a tot discutat în ultima perioadă despre prăpădul pe care îl lasă în urmă aceste păsări, despre faptul că piscicultorii sunt vulnerabili și din punctul ăsta de vedere, despre nivelul compensațiilor pentru pierderile provenite de aici și nu numai de aici. Vă spuneam că discutăm și despre regimul proprietății și cine gestionează proprietatea în momentul de față. Cred că sunt subiecte pe care foarte mulți piscicultori, foarte mulți oameni care lucrează în acvacultură doreau să le abordăm aici. Aceste subiecte sunt venite din partea lor. Mulți vor să știe dacă mai merită să investească în amenajări piscicole. Aflăm în seara asta mai multe lucruri pentru că am alături de mine patru invitați importanți, patru oameni care vin din sector și au multe, multe lucruri să ne spună și implicit să vă informeze pe cei care urmăriți cu atenție AgroTV și sunteți interesați și de acest subiect. Dați-mi voie să vi și prezint, îi spun să rămână și îi mulțumesc tare mult pentru faptul că este aici în această seară la AgroTV, doamnei Mariana Munteanu, președintele Patronatului Peștelui din România. Să rămâne, doamnă! Bună seara, bun găsit! Mă bucur că am reușit să ne întâlnim în așa o structură de piscicultori. De profesioniști, până la urmă, că sunteți oameni care veniți din sector, veniți din domeniul ăsta, lucrați de foarte mult timp și aveți o activitate bogată. Îl salut de asemenea pe domnul Gheorghe Ștefan, consilier al Ministrului Mediului. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc de invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Domnul George Ionescu, piscicultor, vicepreședinte al aceluiași patronat al peștelui din România. Bună seara și dumneavoastră. Mulțumesc și eu pentru faptul că sunteți aici. Și nu în ultimul rând, domnul Radu Manolache, piscicultor. Bună seara și dumneavoastră. Bună seara, bine v-am regăsit. Vă mulțumesc pentru faptul că ați onorat invitația mea. Vorbeam despre problemele sectorului. Am enunțat o parte din aceste probleme, pentru că ele sunt mult mai multe, dar aș vrea să începem să discutăm despre cele mai importante probleme și nu știu dacă ăsta ar fi clasamentul sau topul problemelor. Vorbim despre braconaj. Pentru că, vrând nevrând, dumneavoastră, cei care sunteți fiscalizați, care aveți afaceri în domeniul piscicol, vă confruntați cu această problemă, o problemă importantă, ținând cont de faptul că foarte mulți braconieri nu pățesc nimic nici după ce sunt prinși, dovediți și cu toate acestea își desfășoară activitatea pe mai departe fără niciun fel de problemă din partea statului, din partea celor care ar trebui să facă dreptate. Ne spunea domnul Ionescu, până să începem emisiunea, că și dumnealui, ca și mulți alții, s-au lovit de această problemă. Cred că sunt mulți piscicultori, da, foarte mulți oameni care lucrează în acvacultură și au traversat și se lovesc pe mai departe de această problemă, de acest necaz. Problema e atât de veche încât există normă pentru peștele pierdut prin braconaj, inclusiv în normele făcute în perioada comunistă, nu știu, mai dinainte. Asta țin minte că m-a distrat când am citit pentru populări, pentru
pentru partea tehnică pe care trebuie să o îndeplinim. Deci, problema e veche, persistă. Din păcate, nu este tratată de către organele abilitate la nivelul la care ar trebui tratată, pentru că braconierii sunt prinși, să spunem așa, punctual. Infracțiunile pe care respectivile comit sunt văzute punctual. Dacă un braconier este prins cu o cantitate de pește, poate să fie și câteva sute de chile, valoarea acelei cantități de pește este mică. Adică, probabil vorbim de sute de euro. Și bineînțeles că ori în timpul anchetei de la poliție, ori mai departe la procuratură, respectivul scapă, pentru că cred că 90% din cazuri nu prezintă pericol social. Și ceea ce înțelege un braconier, pentru că mulți dintre ei sunt oameni relativ oameni simpli din mediul rural, înțelege că legea nu are ce să-i facă. Deci e vaccinat cumva și primește o încurajare să recidiveze. Sunt mulți cei care au primit astfel de încurajări, astfel noi de bonusuri. Noi avem 10 inventariați. V-aș întreba eu altfel. Sunt oameni care au fost trași la răspundere? Adică au plătit într-un fel pentru faptele astea? Nu, foarte puțin. Foarte puțin, cazuri nu? Procentual, izolate, dacă ar fi să... Procentual, cred că vorbim sub 1%. Sub 1%. Deci da. Meseria asta poate fi legiferată de braconier. În nu numai noastre... că e legiferată împreună cu tot lanțul, adică respectivii și transportă pește, îl și vând, să știe foarte bine în delta, dar să știe bine, să știu bine puncte de vânzare pe multe din drumurile naționale care sunt în apropierea unor lacuri sau unor bălți de pescuit. Stațiile taxare de pe podul de la deci Vădui. Sunt, cred că oricare din folclor știe unde poate da, găsi legea pește. Nu prevede și confiscarea mijloacelor de transport, barca, ba da, legea prevede, noi avem un caz în care la un post de poliție apropiat unui lac pe care l-avem concesionat, stă o mașină de 2 ani confiscată. Dosarul nici astăzi nu este instrumentat. De ce? A fost prinsă din cauza cu aparat electric de pescuit. De problema cea mai mare, așa cum o vedem noi, după ce ne-am tot izbit și am tot încercat să găsim firul logic, să înțelegem care e fundamentul problemei. Deci, sunt două elemente pe care le vedem noi foarte importante. Modul în care poliția trebuie să raporteze. Deci, la ședințele de bilanț și pentru a promova, orice polițist trebuie să pună accent pe anumit tip de infracțiune ca să primească un punctaj mai mare. Un punctaj, ca să zicem în termeni așa, simpli pentru toată lumea. Sunt punctate faptele cu violență, sunt de obicei. Sunt punctate faptele cu violență. Aceste fapte de braconaj rare ori sunt cu violență, deși sunt cazuri unele cam urâte, adică inclusiv cu omoruri. Dar alea sunt prea puține ca să prezinte interes. Dar au fost mulți administratori de ferme piscicole care paznici, au mâncat bătaie. Da, nu, dar există și paznici care au murit. Adică nu vorbim doar de bătaie, vorbim și de omor. Dar ca să ne întoarcem la ce spuneam. Un polițist care are în zona de interes un lac sau bălți de pescuit, nu are nicio obligație să raporteze tipul de infracțiune specifică acelei zone. Deci, respectivul polițist nu are nicio motivație să-și aplece privirea, timpul, interesul către tipul ăsta de infracțiune. Asta coroborat cu subdimensionarea unor efective de poliție sau salarii. Acum salariile au început să fie bune și să se lupte pentru ele. Până acum 2-3 ani salariile erau relativ mici. Însă, bineînțeles că la raportare, la bilanț, ei nu aveau interes să raporteze și să iasă în față cu astfel de infracțiuni. Dar cei din jandarmerie nu jandarmeria, ar trebui să jandarmerie, că intre și sub nu, jandarmerie i s-a luat această atribuție acum câțiva ani. Cred că anul trecut li s-a redat această atribuție. Culmea este că există un amendament, de fapt s-a votat... A fost promulgat, cred că la începutul anului 2016, un amendament la Legea Siguranței Naționale, care prevede că infracțiunile cu privire la fondul forestier, cinegetic și piscicol sunt infracțiuni ce aduc lezare Siguranței Naționale. Și acolo este foarte interesantă formularea, pentru că spune în felul următor, orice acțiune sau inacțiune care duce la... Deci inclusiv inacțiunea este pedepsită. Numai că ne ducem prea departe cu Siguranța Națională.
Deci, odată avem o problemă la nivelul poliției pentru că nu au niciun motiv să meargă înainte cu astfel de dosare, nu prezintă interes pentru respectivii și dacă merg înainte, ajungem la un procuror, care procuror are zeci de dosare pe masă și la fel n-are niciun interes pentru că, na, ca oricare dintre noi, dânsii trebuie să avanseze în funcție, până la urmă asta e interesul, sau să arate performanță. Este greu și pentru un procuror să se ducă în fața unui judecător și să facă performanță cu un dosar de 300 de euro prejudiciu sau de 4, aproape că e ridicol. După care apărăm și în presă cu povești de genul săracul a fost prins și a primit 2 ani de pușcărie pentru 20 de kg de pește sau 100 de kg de pește. Dar nimeni nu spune că respectivul e la 10-a, la 15-a sau la 20-a abatere. Din punctul acesta de vedere, cred că important pentru noi ca sector ar fi să găsim înțelegere și totuși procurorii verzi, de care s-a tot vorbit, să-și aplece un pic ochii și către acest sector. De ce? Dacă s-ar concentra și dacă n-ar fi distribuite aleator dosarele și s-ar duce dosarele care fac referire la braconaj cinegetic și piscicol către un procuror sau doi procurori pe zona respectivă specializați, respectivii într-un an, așa cum ne-am dat și noi seama, și-ar da seama că au de-a face cu grupuri organizate, pentru că oamenii ăștia s-au capitalizat în ultimii 20 de ani. Prețul peștelui numai aici a fost acum 20 de ani. Capacitatea românului de a cumpăra a crescut foarte mult. Și atunci braconierul, imediat cum scoate o marfă la vânzare, primește bani. E o recompensă atât de, e ca la droguri. Deci ai scos marfa pe masă, ai vândut-o, nu e... Nu rămâi cu ea. Nu rămâi cu ea. Și atunci, dacă intră și îți fură, nu știu, 100 de kilograme de somn, el a făcut 400 de euro în 2 ore. Cam ce mai muncești în ziua de astăzi să faci 300-400 de euro după 2-3 ore de... Și să fii și sigur muncă, că le vinzi în ziua în care le... Și e sigur că le vinzi fix în acea zi. Și atunci, dacă ar exista din partea procuratorii oameni specializați care să se axeze pe tipul acesta de infracțiuni, surprizele vor fi mari. Vor fi mari, pentru că noi ne-am dat seama că avem de-a face cu grupuri organizate de 10-12 persoane, știu să corupă pasniști, știu să amenințe, deci... Sunt regi, sunt zei în zonă. Sunt vaccinați, hârșiți în tipul ăsta de infracțiune. Plus că au căpătat oarecare imunitate, dacă au văzut că... Exact. Legea, brațul legii nu-i atinge. Râdeți, da, lumea din zonă, lumea din zonă îi privește și ca pe niște intangibili. Adică, da, niște oameni care se descurcă. Păi pe Ionescu l-a prins de 20 de ori, nu i s-a întâmplat nimic. Luați-o pe pod la Giurgen, vă rog frumos. De când sunt mic, cred că de 40 de ani, toată lumea, sunt acei oameni care toată țeată îți fac semnul, păi având pește la negru. Asta se știe, se poate vedea în satelit. Nu s-a făcut nimic de 40 de ani. Se vinde orice fel de tip de pește și în prohibiție, să vând sturion, lângă stația de taxare sunt 2000 parcări. Nu există prohibiție, de când mă știu eu, să nu găsești în zonele respective că se vinde pește. Și să nu uităm că nu le face nimeni absolut nimic. Să nu mai vorbim de străinii care vin și tranzitează. Adică, până la urmă te întreabă, ce fac ăștia? Eu ce să le spun, că vând parfumuri sau ce să le spun că vând? Că se văd oameni cu pește în mână, în prohibiție. Asta în condițiile în care legislația și normele s-au înăsprit, noi trebuie să ținem pasul, să facem investiții pentru tot ce înseamnă, și nu e rău, atenție, nu ne plângem de treaba asta, pentru că e respectul nostru pentru consumatori și trebuie făcut. Dar, pe de o parte, există o categorie care nu are niciun fel de presiune și suntem noi care, cum să zic, acoperim toate costurile, trebuie să modernizăm ca să ținem pasul cu reglementările europene și colac peste pupăză, la noi vin toate controlele. Mă scuzați că intervin. Eu am avut 48 de controle într-un an, da? Plătesc taxe, impozite, amenzi, încerc să fiu cât mai aproape de nivelul pe care ar trebui să-l respecte, atât din punct de vedere sanitar-veterinar, cât și din punct de vedere al creșterii și desfacerii dimensiunilor, speciilor și așa mai departe. În fiecare sală limitrof Dunăre există puncte de vânzare la negru care sunt cunoscute, cred că de la Botoșan până la Giurgiu și de la Arad până la Galați. Nu se întâmplă, ei n-au controle, n-au impozite, n-au nimic. Bun, mai îmi spunea cineva, în afară de faptul că vând la marginea drumului, că au pătruns și în piețele astea pe care cei de la Ampop le-au dezvoltat în anumite zone. Sunt mulți braconieri, așa spunea, dacă ar trebui să-l credem pe cuvânt dumneavoastră, mă puteți contrazice sau îmi puteți da dreptate, care vând fără niciun fel de problemă acolo. Da, e adevărat, pentru că nu își exercită nimeni control.
Se întâmplă. Știm cazuri, dar nu putem să spunem că este o practică uzuală. N-aș extinde să spun că, domnule, piața că e X și pește pe aceste tarabe care e sub dimensiunea de vânzare. Asta vreau să vă menționez. Adică cel mai bun exemplu, deci niciodată un piscicultor, un acvacultor, nu își va distruge puietul. Resursa. Okay, puietul. Puietul. Pentru că își omoară viitorul. Da? Unu, că nu obții prețul corect. Deci prețul corect se obține și prețul bun se obține la peștele în dimensiuni. Dimensiunile respective țin cont atât de regulile de mediu și de și mersul naturii până la urmă, da? Și țin cont și de o deschidere a consumatorului. Și de profitabilitate, și în ultimul rând. Da. Cum e și la porc. Nu merită să ții porcul la 300 de kg. Îl vinde într-o anumită dimensiune. Minime sunt calculate astfel încât peștele, ca să poată fi reținut la o dimensiune minimă, trebuie să se fi reprodus cel puțin o dată în viața lui. Adică să îi dai șansa să să procreeze. Asta din punct de vedere al speciei și al condițiilor de reproducere și de mediu. Dar gândiți-vă că niciunui zootehnist, și poate atingem iarăși această diferență, că foarte multă lume nu înțelege că acvacultura, deci producerea de pește într-un sistem controlat în cadrul unor ferme piscicole, este o ramură a zootehniei, nu este altceva. Deci nu este pescuit. Toată lumea confundă pescarii cu piscicultorii. Este o diferență foarte mare. Pescarii sunt acele persoane care pescuiesc ori pentru a-și întreține familia, aceste nești de pescuit comercial și au permise de pescuit comercial, și sunt pescarii sportivi sau de recreere care practic acest pescuit ca un sport. Mă rog, mulți exagerează și pleacă acasă, vor să plece cu 10 exemplare. Dar mă rog, asta este altă discuție. Deci, este o ramură a zootehniei care trebuie tratată ca atare. N-ar trebui să colaboreze cu administratorii bălții? Adică să vă dea de știre dacă văd braconier. Păi ne dau de știre, dar nu nouă. Păi eu nu pot să mă duc sau cu braconier. Haideți să lămurim din punct de vedere juridic ce înseamnă. Braconajul înseamnă activitatea, acțiunea de a pescui fără documente, ilegal, în bunurile publice. Adică delta, bunurile Dunăre, Marea Neagră, râurile interioare. Dacă cineva pescuiește într-o fermă, ăla e furt, nu mai e braconaj. Intră ceea ce spunea domnul Ionescu, legii, dar la este furt. Încadrare. Sigur, tot ceea ce faci tu ca fermier, să-l prinzi, să-l iei, să-l duci la poliție, că un hoț, că ăsta e hoț care fură dintr-o fermă, nu o să se supună și o să accepte de bunăvoie, hai că merg la poliție să dau declarație. Că dă-l duci la o bere la Cârciumă. Eu am o amintire tristă din punctul ăsta de vedere, acum vreo 10, mai mult de 10 ani, cu angajații mei am prins niște pescari ilegali, niște hoți, cu pește, cu tot, cu plase. Bineînțeles că angajații mei, fiind mai mulți și dotați, au luat cu tot, cu plase, hai să mergem la poliție. A doua zi, un avocat binevoitor le-a făcut dosare penale angajaților mei pentru sechestrare de persoane. Că i-au dus, vezi, doamne, la poliție fără acordul lor. Păi ce hoț vrea să meargă de bunăvoie și nesilit de nimeni la poliție? Nimeni nu o să vrea să facă lucrul ăsta. Da, asta vreau să lămurim ce înseamnă braconaj și ce înseamnă furt din proprietatea privată. Să ne întoarcem la discuție. Oriunde vedeți pește sub dimensiuni, acel pește, sigur, provine din furt, din braconaj, pentru că niciodată un om care face acvacultură nu îl va scoate. Pentru că omul respectiv... Cam la cât se ridică pierderile pe care le aveți din cauza asta? Păi, vedeți, dumneavoastră, aici toată lumea vrea să pună un procent. Și eu vă spun în felul următor. Dacă tu la o activitate economică ai o marge, o profitabilitate între 10 și 15% și am o pierdere indusă de braconaj de 20%, e mult sau e puțin când el mă bagă în pierdere și în 3 ani îți falimentează o firmă? Cum privim noi aspectul ăsta? Înțelegeți? Pentru că toată lumea vrea să spună 20% e braconaj. Lasă-mă, caut de unde. Nu e așa, pentru că aici marjele sunt mici. Un alt lucru păi pe care... 20% depinde din ce? Că dacă... Păi din ce? Din marfa pe care o ai. Greu de cuantificat. E foarte greu de cuantificat, dar noi știm... Pentru că știți de ce? Coincidența face, eu săptămâna trecută am participat la Tulcea, la un bilanț al instituțiilor care au în activitate acțiuni de antibraconaj în Delta Dunării. Și a fost poliția de frontieră, inspectorii de la rezervația biosferei, poliția Deltei, inspectoratul județean de poliție Tulcea, vreo 7-8 instituții.
Și am constatat, cu părere de rău, că nici măcar n-au citit și nu citesc legea pescuitului, ca să știi ce. Are dreptate domnul Ionescu când spune că instituțiile astea de forță, militarizate, să spunem așa, pun acțiunile de combatere a braconajului pe un loc nu secundar, terțiar, undeva foarte departe și nu acordă importanța lecturii legii, să vadă ai voie să reții, n-ai voie să reții. Sigur că și la nivelul Deltei, spre exemplu, toate aceste instituții de care vorbeam anul trecut au confiscat în jur de 60 de tone de pește. Au declarat domniile lor. 60 de tone de pește pe o suprafață de jumătate de milion de hectare nu înseamnă foarte mult. Nu înseamnă nimic. Ca să înțelegeți, nu știu cât înseamnă, dar și ei probabil că au fost de 10 ori în acțiuni și au prins o dată sau de două ori. Deci n-ai... Păi n-au cum să prindă un număr de 200 de persoane, alargă un număr de 1000 de braconieri. Pescari comerciali, cât sunt? 1200 au rămas în delta, da? Din 5 sau din 7000 au rămas pentru că nu mai există resursa. Haideți să nu mai păcălim. Problema în delta Dunării, braconierii nu... S-a trecut de momentul ăla. Deci, braconierii nu merg la pescuit sau la braconat, luați-o cum doriți dumneavoastră, ei nu vor să prindă, uite, ca să fiu mai exact, ei nu merg la pescuit de babușcă, plătică și roșioară, care este predominant acum în Delta Dunării. Speciile predominante sunt babușca, plătica, roșioara și... Machia, ca să glumim așa, da? Ei sunt privați. Ei, da, ei sunt... Eficiența e... Deci ei se duc după adică crab, după somn, restul de pește pe care îl prinde, îl aruncă în apă, mort fiind. Asta este o altă... latură gravă care se întâmplă, că ei n-au un să-l predea. Deci, probleme, mă rog, când o să ajungem la Delta, dacă o să-mi permiteți, o să vă prezint un mic situația Deltei Dunării în ultimii 40-50 de ani și o să vedeți că suntem un picaj. Deja ne-am scufundat. Plus Delta Dunării moare încet, încet, sub ochii tuturor autorităților și din nefericire, ca și segmentul și ca și sectorul piscicol, suntem aici datorită rezultantei tuturor forțelor și tuturor guvernelor și tuturor ideilor care s-au perindat pe la conducerea acestei țări din 1989 până azi. Deci situația nu s-a întâmplat de ieri sau de alaltă ieri. Nu este, în ultimii doi ani s-a întâmplat și uite unde am ajuns. Nu. Lucrurile s-au adunat și s-au însumat treptat din 1989 până astăzi. Adică tot acest picaj, toată această tevatură, pescuitul a aparținut ba Ministerului Mediului, ba Ministerului Agriculturii, ba la Ape și Păduri, ba s-a întors la agricultură, adică este un fel de cenușereasă pe care dacă stai să o întrebi cine e mama și tata, ea e orfană. Deci nu mai știm cum și de ce. De aia și s-au întâmplat. De aia și sunt aceste bâlbe legislative. De aia nu se pot aplica. Noi nu avem o legislație coerentă. Deci... Așa e, doamna Munteanu? Așa este, dar eu mă... Am plecat un pic din zona braconajului și am o problemă pe care chiar încerc de vreun an de zile să o pun pe tapet de fiecare dată când ajung într-un mediu din ăsta în care poate chiar aș putea fi auzită. Adică această inechitate, inegalitate, această problemă a acvaculturii care nu este tratată ca un producător de aliment, de un aliment sănătos. Așa cum este tratată zootehnia, agricultura care produce alimente, nu este tratată și creșterea peștelui. Lipsa subvențiilor. Lipsa subvențiilor. Da? Adică am avut un program operațional de pescuit, POP 2007-2013, acum se derulează Program Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 și deja avem un proiect de regulament pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027, la care avem un singur articol, numărul 23, acvacultura, și la aliniatul numărul 3 spune așa: investițiile productive în acvacultură prevăzute la prezentul articol pot fi sprijinite doar prin intermediul instrumentelor financiare. Aceasta este proiecția de regulament. Și atunci am încercat la Copacogeca, la discuțiile care au avut loc la Ministerul
afacerilor europene sau unde am fost noi pentru pregătirea președinției, la Ministerul Agriculturii, oriunde am ajuns, am spus că acest articol trebuie modificat, cerând cele două granturi. Pilonul 1, plăți directe, așa cum are agricultura și zootehnia, și pilonul 2, investiții, din care, din aceste sume de investiții, să fie alocate măsurilor de mediu acel procent pe care îl are agricultura. 30% a avut. Acum se intenționează 40% din acel mare fond al AFIR-ului să fie alocat măsurilor de mediu prin plăți directe. Nici într-un caz prin proiecte în sistem competitiv, așa cum s-a întâmplat la programul operațional de pescuit. A fost mai explicit în perioada 2007-2013, unde avea AXA 2 investiții în acvacultură și era clar cui și pentru ce se adresează programul respectiv. Cred că ar trebui să explicăm un pic cum e privită, adică noi putem să ne plângem aici. Bun, haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne reîntoarcem la agricultura, la raport și atunci insistăm mai mult pe subiectul ăsta, pe tema asta.